Bună ziua, dragii mei, sunt Tarot Ela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord în Leu, etalare pentru iulie 2020. Vă mulțumesc tuturor pentru fidelitate, pentru încredere, tuturor celor abonați și celor care vă veți abona și celor care veți da like-uri. Vă mulțumesc în avans și vă sugerez, în general, când ascultați o etalare, să o ascultați cu sufletul deschis și să vedeți, să ascultați. Ascultați atent, chiar dacă anumite mesaje nu corespund cu voi, în fiecare moment, din fiecare experiență avem ceva de învățat. Și chiar dacă etalarea respectivă nu rezonează în totalitate cu voi, s-ar putea măcar o mică parte, un sfat, ceva, să fie important, că nu întâmplător ați deschis, da? Acest canal, ați apăsat, eu știu, pe un buton și ați descoperit această etalare, da? Au venit cărți frumoase, ca și mesaje din partea îngerilor. Însă, se pare că povestea pe care o trăiți este perturbată de absolut situații nesemnificative, minore, neimportante. Mai găsiți și voi alte sinonime. Lucruri banale, care te enervează, care te consumă, care îți distrag atenția de la esențial. Esențialul este că etalarea aceasta, leitmotivul acestei etalări, este dragostea, dragii mei. Dragostea care este pusă la încercare sau perturbată de prostioare. Prostioare pe care partenerul vostru sau voi trebuie să le trăiți zi de zi și care vă consumă și vă distrag vibrația de la cea mai frumoasă vibrație, da? A acestei vieți, a acestei existențe pământene, dragostea. Nu știu când o să fac și fecioara și balanță, că am promis că fac astăzi. Mesaje de la Înger pentru lei, leușor, leuți. Physical touch. În final, a ajuns și la voi cartea asta. A fost pe la Fecioară, a fost pe la Taur, a fost pe la, cred că și Gemeni. Nu mai știu pe la câte zodii a fost. A ajuns și la voi. Iată că aveți și voi nevoie de atingere fizică. Aveți și voi nevoi fizice. Da? O să fi voi puternici, da? Puterea. O să fi voi rezistenți când vreți. Dar dragostea asta, că e leitmotivul, dragostea asta îngenunchează, ne îngenunchează pe toți. Simt că cel puțin partea masculină, care o fi, este provocată, este învățată să îngenuncheze, nu muzai în fața femeii. Că știu că sunt mulți bărbați orgolioși care n-ar ceda cu niciun chip, nici în fața dragostei, nici în fața femeii, chiar dacă femeia este cea mult dorită, mult iubită, mult visată. Sunt unii care, și nu contează zodia, vom trăi și vom vedea ce alte zodii apar, da? Dar care din orgoliu nu se pot bucura de această dragoste? Afară de prostioarele care ne mai, sau nimicurile care ne perturbă, orgoliu multora îngreunează manifestarea iubirii și a atingerilor fizice. Oricum, nevoia de atingere fizică, o atingere fizică romantică, dragii mei, nu oricum, da? Nu vine, nu, dacă vă închipuiți că, cel puțin unul dintre voi, că puteți să luați pe sus partenerul, partenera și să. Mă cam îndoiesc că cele două persoane se onorează. În această poză, cele două persoane se respectă, se recunosc, își recunosc valoarea și, repet, bărbatul, în acest caz, îngenunchează în fața iubirii, recunoaște că nu are altă soluție decât să o onoreze. Și, repet, nu onorăm corpul fizic, onorăm creația. Onorăm Creatorul, în primul rând, că ne-a adus în fața dragostei, că ne-a adus în poziția în care să înțelegem că fără dragoste, existența noastră este banală. Fără dragoste adevărată, dragoste, nu dorință. Da?
Și femeia din fața lor nu este o simplă femeie muiere, da? Este o creație divină, ca și el de altfel, care merită onorată. Pentru că știm că femeia de-a lungul anilor, de-a lungul întregii istorie omenești, a fost dezonorată, umilită, pusă în postura de obiect sexual. Chiar dacă vorbim de atingere fizică, în această imagine este un romantism, este o delicatețe pe care puțin o manifestă, cel puțin în această lume. Da? 2020, cum mi s-a spus mie la un moment dat, că trăim în 2020 și trebuie să trăim conform, nu, trăim conform conștiinței, nu conform epocii. Epoca o facem noi prin ceea ce manifestăm. În fine, altă discuție. Da, vorbim de atingere fizică, o atingere fizică romantică, delicată. Oh, în care cei doi privesc și se primesc. Se privesc față în față, se privesc ochi în ochi și se primesc cu sufletul deschis. Și doamna nu îl vede umilindu-se, îl vede. De fapt, apreciază sau se bucură de faptul că este onorată. Eventual, interesant că a venit, aveți încredere. Îi ridică eventual stima față de sine, îi dă încredere în ceea ce este, mai ales dacă are și, ca orice ființă, nu vorbesc femeie, ca orice ființă are și ea vulnerabilități, slăbiciuni, dar faptul că el îngenunchează în fața ei și se poartă atât de frumos, îi dă încredere, da? Se simte și ea, tratată frumos, ca o prințesă, ca o regină, ca o leoaică. Da? Să nu uitați că dragostea este oriunde în jurul nostru, al vostru. Trebuie să vă învârtiți, adică să fiți în mișcare. Da? Să fiți în mișcare. E o lege și în artele marțiale. Nu fac, mi-aș fi dorit foarte mult să fac arte marțiale, dar am citit despre câțiva maestri și mi-a plăcut foarte mult ce am înțeles de acolo. Trebuie să fii tot timpul în mișcare și nu doar din arte marțiale, din sufism, iar am înțeles foarte mult despre care sper să vă vorbesc cândva. Trebuie să fim, să nu stagnăm, să nu stăm pe loc, ca să descoperim că dragostea este în jurul nostru. Este în jurul nostru și în momentul în care o descoperim, trebuie să o apreciem, să o protejăm, să o hrănim emoțional și noi, și ei, da? Toți. Și în momentul în care facem acest lucru, descoperim dragostea, o protejăm, o tratăm, o onorăm, da? Treasury, o punem la loc de cinste și un loc sacru, da? Comoara nu ți-o pui oriunde. Și în primul rând știți că era o chestie în Biblie, un citat, acolo unde te gândești, acolo e comora ta. Dacă te gândești la cineva, acea persoană este comora ta, da? Și persoanele dragi sunt comoara, treasure, da? Sunt comoara ta pe care a trebuit să o protejezi. Și în momentul în care facem acest lucru, suntem fără limită, sunteți fără limită, creșteți amândoi, creștem, da? Însă este doar nevoie de o atingere fizică, ca să intrați pe o vibrație care vă schimbă, care ne schimbă, da? Și sunteți fără, oh, ce frumos! Sunteți fără limită și pentru asta trebuie să învățați să vă cunoașteți, nu să credeți că unul e mai slab decât celălalt, că unul e mai puternic, da? Să nu avem concepte de astea inferioritate, superioritate, bărbat, femeie, concepte de astea învechite. Repet, este o onoare pentru fiecare să fie în această poziție, în acest moment de recunoaștere. Și cunoscându-vă unul pe celălalt, romanța se amplifică, se dezvoltă, se complică, se aprinde și tot așa. Și tot așa. Va trebui, le-am dat să atât se aprind lucrurile încât va trebui să și încetinizi. Eu te spiritual connection, o legătură spirituală care vă dă putere, pe care ați manifestat-o din interior, într-un fel sau altul. Am spus că leitmotivul acestei etalări este dragostea. Ce frumos, frumos, frumos. Să-mi pun ochelarii? Nu stai să vorbesc despre dragoste necondiționată, pentru că aceasta se manifestă în timp, la o anumită maturitate și chestia asta cu dragostea necondiționată e foarte delicată. Mulți încearcă să ne manipuleze pe conceptul ăsta că ar trebui să dăm fără să primim nimic în schimb. Etena, cine a spus?
Nu există așa ceva, cel puțin într-un anumit stadiu al evoluției. Ca să manifesti dragostea necondiționată, o manifesti într-un anume fel și s-ar putea oamenii nici să nu priceapă că tu de fapt le dai dragoste și necondiționat. Ei tot să aibă pretenții, pretenții, pretenții și eventual să nu ofere nimic. În fine, deci dragostea vine din inimă și ați avut inima la chakre, da? La carieră și sănătate. Se pare că inima revine și în această poveste. A, doi fluturi, fluturi, doi, amândoi vă transformați psihic, sufletește, împreună, separat și împreună. Și, ce frumos. Aici este numărul 12, deși dragostea în general la tarot apare prin îndrăgostiți, să zicem, numărul 7, gemeni, aici este numărul 12 și mă gândesc la casa a 12-a peștilor, a într-adevăr a spiritualității, a iubirii necondiționate, dar sub o anumită formă, mult mai delicată, mult mai complicată, pe care unii foarte puțin înțeleg. Însă, posibil, pentru că e 12, ce simt, ce mai simt, ce mai primesc? Posibil, pentru că e numărul 12, să vină așa, într-un mod misterios, să fie o dragoste secretă și eventual pe care ați anticipat-o sau ați visat-o, e casa 12-a somnului, a visul viselor, da? Ați visat-o, o dragoste pe care ați visat-o, ce frumos. La capătul setului de cărți ce aveți fecioara, dar aici e un alt set de cărți mult mai complicat. Fecioara are numărul 2, de obicei e marea preoteasă la numărul 2. Dar în acest set, 1 înseamnă tânărul, adolescentul care își începe călătoria și numărul 2 este fecioara, adolescenta sau puberta sau cum vreți voi. Posibil, partea feminină se simte oarecum feciorelnică în preajma bărbatului. Posibil, bărbatul are o energie, să zicem, sexuală, senzuală, energie în general foarte intensă și în preajma lor vă simțiți mai timide, cât ați fi voi de leoaice, vă simțiți mai timide dacă sunteți voi leoaice sau eventual mai nepregătite, mai neexperimentate, dar nicio problemă, vă va învăța el. Interesant este că acest domn plin de foc, eventual mai cu tentă roșcată pentru unii dintre voi, poate și el are planete în semnul leului, are multă pasiune nouă de foc, da? Fecioara. Și se vede că el are multă pasiune. Ea de-abia pășește pe acest drum al iubirii. E o iubire pe care n-a mai experimentat-o. Și ah, interesant, ce frumos am zis, că și el s-ar putea să descopere ceva ce n-a mai descoperit până acum. Dacă până acum a funcționat doar din chakra a doua a sexualității, că e destul de roșcat, da? Și știți ce înseamnă. Așa, descoperă că în relație cu această fecioară, nu neapărat fecioară, zodia fecioare, în relație cu această doamnă, care are așa o energie mai pură, da? Descoperă că în sufletul său, de fapt, este o floare. Dacă a pus, că știm că 9 de bâte înseamnă blocaj, dacă la un moment dat și-a blocat inima acest domn, da? În această relație, în această poveste de dragoste, iar avem inima, avem și aici, ceva înflorește în sufletul său și recunoaște că s-a autosabotat, s-a mințit 7 de aer. A fost orb până acum să trăiască acele aventuri, măi, dar ce etalare, să trăiască acele aventuri și să nu experimenteze această dragoste. Și repet, necondiționatul ăla va veni în timp, deocamdată trăiți dragostea aceasta frumoasă de povești pe care ați visat-o. Dar recunoaște că și-a blocat inima, acum înflorește, eventual, da? Este una din florile pe care această fecioară le culege din terenul său, din grădina sa, din sufletul său, le oferă, îi le oferă și ele descoperă că e exact ce trebuia, ce îi lipsea. Repet, s-ar putea cu siguranță înțelege, închide un ciclu nou, da?
în care s-a autosalutat. S-a mințit, n-a văzut. N-a văzut decât energii sexuale, decât nevoi sexuale. N-a văzut că, de fapt, de ce avea nevoie? Avea nevoie de dragoste. Da? Și, teoretic, ar fi... Probabil că înțelege și că trebuie să își echilibreze emoțiile și intelectul. Probabil că a dat mai mult câștig de cauză intelectului, că așa fac majoritatea oamenilor, nu mă să ai bărbați, dar majoritatea oamenilor se gândesc că e mai bine așa, că dragostea nu există, ce atâtea emoții, la, da? Și înțelege un dezechilibru, da? O minciună pe care a trăit-o, o proiecție din societate, din familie, sau poate pe care a învățat-o din filme, din cărți, dacă mai citește lumea cărți, da? Și înțelege că trebuie să decidă, să renunțe, să decidă, da? Să aleagă între alb și negru, să renunțe la tot ce l-a consumat sexual, da? La tot ce l-a... La tot ce a creat adicții, la tot ce l-a ținut în lanțuri și trebuie să crească, să-și dea timp de creștere, da? Și să înflorească și el, pentru că acum înțelege conceptul de floare, de dragoste, de creștere. Prin această dragoste, aici e o floare și aici este el, personajul, care o fi el, care trebuie să-și ia timp, să înflorească și eventual înflorind și el înflorește și dragostea și la, da? Înțelegeți, haideți că vorbim mult. Dar nu știu de ce simt nevoia să vorbesc atât. Nu știu. Uite, nu m-am uitat. E trigon la mine. Între Venusul actual și Venusul meu natal. Și mi-afectează și casa a treia comunicării. Da. De-aia vorbesc așa de mult. În fine. Am spus că la motivul este dragostea. Am tras și prima carte din primul personaj despre care o să vorbim. Personajul 1 și personajul 2. Încercați să vizualizați, da? Că sunteți oameni cu imaginație. Primul personaj care are în suflet. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de descoperit. Care are în suflet un cavaler de spade. Un cavaler de spade, imediat vorbesc despre asta, care trebuie să lase, să închidă un capitol. Lumea în care s-a purtat toxic. A avut eventual relații secrete, da, regele de bâte. Poate a avut o căsnicile, regele și regina de bâte, pe care a ținut-o secret. Poate că a avut și conflicte acolo, în acel cuplu. Nu e musai să fiți voi. Vorbim de cavalerul de spade. Da? Puteți fi voi, poate să fie altcineva. În fine, au fost niște chestiuni secrete și toxice, niște adicții. Adicții pe care le-a ținut în secret. Adicții pentru, evident, fiind regele de bute, pentru sex. Asta e adevărul. Trebuie să pună punct și să înceapă un alt capitol în care să manifeste altceva. O să vedem ce. Însă, cavalerul de spade. Vorbim despre el separat. Încercăm să manifestăm, vedem. Cât am mai vorbit varianta pozitivă a acestui cavaler de spade. Posibil să fie semn de aer pentru unii dintre voi, că știm că aerul cu focul, nu vorbim musai de soare, vorbim de aspect. Da? Cineva care vă susține ca și element. Susține focul din voi prin acest aer. În sufletul acestei, să zicem că sunteți voi? Zicem că sunteți voi. Acest cavaler de spade este o persoană de acțiune, o persoană care acționează destul de rapid. Uneori mai greșește, uneori mai rănește, tocmai pentru că se grăbește. Însă, în general, varianta lui pozitivă, o să vedem la clarificări, varianta lui pozitivă a acestui cavaler de spade este că spune adevărul în principiu. În principiu spune adevărul. Ăsta e adevărul.
cam spun. Că uneori rănește, uneori e prea direct, adică vreau să fim prieteni. Hopa, dar ce? Uite așa, pur și simplu, pac, suntem prieteni. Omul e sincer, da? Am dat un exemplu, da? Îmi place de tine, vreau să fim prieteni. Pac, ce faceți? Voile oaicelor, că voi aveți nevoie de romantism, e casa cincea a soarelui. Aveți nevoie să fiți onorate, cum am spus mai devreme, da? Nu, îmi place de tine, vrei să fim prieteni? Un exemplu de cavaler de spade. Omul e sincer. Dar lipsit de diplomație. Și destul de iute în exprimare. Ia uite, regele de spade pentru unii. Deci, în suflet, în gând, persoana numărul 1. În gând. Am zis? În gând și în suflet, un semn de aer pentru unii. În suflet, vă doriți eventual comunicarea. În gând, poate nu vreți să comunicați din niște motive, pentru că regele de spade comunică foarte puțin sau aproape deloc uneori. Spune ce are de spus și așteaptă ca fiecare să se conformeze spuselor sale. Nu vă place? Asta e. Destul de dur. Oh, justiția, o fi balanță pentru unii. Justiția. Justiția care are în spate niște argumente. Probabil că ori ați avut argumente cu această persoană. Posibil. O, da. Ați avut niște argumente. Pentru unii poate să fie la locul de muncă, dar nu pentru toată lumea. Pentru unii poate să fie la locul de muncă și o aventură astfel de bâte, dar de care vă detașați pentru că a devenit toxică. Mai o altă variantă. Justiția. Vă doriți că e gândul vostru, da, sau al cui o fi, la justiție divină, în condițiile în care au fost niște argumente, cineva nu v-a ascultat, nu v-a onorat, a fost un ego, da, s-a văzut și cu diavolul, și bănuiesc că, fiind în gânduri, vă gândiți să munciți ori pentru o nouă relație, ori pentru o nouă etapă. E totuși o obsesie. E totuși o obsesie, într-un fel sau altul. Haideți să vedem cum acționați. Ah, sunteți supărați. Sau cel puțin persoana numărul 1. Sunteți supărați. 4 de cupe, dar selectivi. Dacă acest cavaler a vorbit, v-am zis, cum am zis mai devreme, sau a fost prea direct, sau ceva, nu a manifestat într-un timp de, nu v-a tratat frumos, s-a pus tăcerea, pentru că tăcerea este reprezentată și de regele de spade, dintr-o ambiție, eventual, cineva trebuie să învețe să vorbească, să învețe să fie romantic, să învețe să vă onoreze, da? Și, eventual, învățați că nu tot ce zboară se mănâncă, nici voi nu mâncați tot ce vedeți, da? Nu înghițiți toate ofertele. Aveți nevoie de o ofertă specială, de un tratament special. Poate cineva, în momentul în care, pentru unii, în momentul în care v-a făcut o ofertă sau o declarație, era deja cu alte persoane, cu prieteni, cu prietene, da? Și vă punea într-un fel sau altul într-un trio și voi ați refuzat. Nu știu, așa simt. Vreți ceva special? Nu vreți orice. Vreți dragoste, că asta e leitmotivul, dragoste. La capătul setului de cărți, cavalerul de cupe. Am zis că vreți să vi se vorbească frumos, emoțional. O să fiu voi semne de foc. Nu contează, poate nu ați fi semne, aveți planete, da? Planete sau nodul nord în leu. Dar aveți nevoie de romantism, măi. Nu doar de atingeri fizice. Nu doar de, hai, fetița, nu vrei să ieși la o plimbare? Am venit cu mașina, deschid ușa, nici măcar nu mă dau jos din mașină. Hai, sări în mașină că te fur la o plimbare. Ha? Nu sunteți genul. Nu sunteți genul. De ce vă este frică? Sau persoana numărul 1. Oh, a reapărut 4 de monede.
Eventual că acest personaj ar putea să rămână încăpățânat în ideile sale, că patru de monede e încăpățânat. Și știți, asta e clar, că știți că e încăpățânat. Știți că e încăpățânat, vom vedea dacă se descăpățânează. Persoana asta e foarte încăpățânată. Poate unii mai aveți pe altcineva în preajmă. Da? La care țineți. Și vă este teamă să afle, eventual. Ar trebui să clarificăm și o să clarificăm. La capătul setului de cărți, asul de băte. Unora dintre voi vă este teamă să ieșiți din niște șabloane sau dintr-un stil de viață. Un stil de viață, poate mai sobru, pentru că știți de ce sunteți sobri. Pentru că nu vă aruncați în orice. Că sunteți leile, oaice, totuși. Aveți o mândrie. Chiar dacă sunteți semn de foc, aveți o mândrie specială. Unii dintre voi. Vă doriți o pasiune, vă doriți să colaborați cu un suflet perechi, cu care comunicați foarte bine, emoțional, telepatic. Însă, lucrurile au stagnat pentru că cineva a mințit, adică nu a vrut să spună despre o dragoste, despre acești îndrăgostiți. Cineva n-a vrut să exprime cât de îndrăgostit e. Cum a spus mai devreme, n-a vrut să îngenuncheze în fața iubirii. A considerat că, hai mă, mă lași, iubire în 2020, ce e asta? Sex, bani și țigări. Ce vă doriți? Numărul 1. Oh, ce frumos! Ce frumos! Temperanța! Primul rând vă doriți ca ei să se foarte temperat. Și nu părea plictisitor. Să fie calmi, să-și echilibreze emoțiile și pasiunea și să creșteți, că temperanța reprezintă o creștere. Aveți nevoie de comunicare spirituală, aveți nevoie de dragoste, da? Dragostea se manifestă cu grijă. Aveți nevoie eventual de vindecare dacă acest personaj într-un fel sau altul v-a rănit. Și e posibil. Ce vă doriți? Poate vă doriți pe cineva cu aspect însăgetător. Poate. Omii. Sau cineva care vă echilibrează. Dacă persoana aceasta nu s-a purtat așa cum... Oh, ce frumos împărăteasă! Normal! Voi sunteți împărăteasă sau împărați, da? Of, balanță iar reapare sau taur. Da. Dacă unul din voi are mai multe opțiuni, vă doriți să aflați adevărul, posibil. Posibil. Să existe și o căsnicie 10 de monede în preajma cuiva. Dar aș vrea altfel să citesc. Vă doriți temperanță, vă doriți să fiți onorați că sunteți împărați și împărătese, da? Chiar dacă asta reprezintă Venus, da? Nu contează. Poate să reprezinte o leoaică foarte frumos, da? Care are opțiuni. Ah, nu te porți frumos cu mine, no problem. Mai am pe altcineva. Vreți adevărul eventual? Vreți o relație bazată pe încredere? Pe comunicare sinceră și în care să creșteți, să aveți abundență și să aveți și dragoste. Regina de cupe. Nu doar bani, nu doar comunicare. Vreți totul, cu alte cuvinte, că doar sunteți unii dintre voi împărăteasă sau împărați. Vreți și această regină de cupe, da? Să se ofere din dragoste. Din dragoste, nu din chakra a doua, da? Despre care am vorbit mai devreme. Finalul, ce reușește persoana numărul 1 să realizeze? În iulie. Ah, e asta? Oh, ce frumos! Doi de cupe! Doi de cupe. Măcar să comunicați, eventual să vă întâlniți. Vedem care este. Cu sufletul perechi. Că tot e dragoste leitmotivul, da? Dragoste. Ia uite, sufletul vostru pereche. Reușiți să-l manifestați într-un fel sau altul. Poate chiar vă întâlniți. Că tot e nevoie de atingere fizică. Poate chiar vă întâlniți. Vom vedea care este.
pe care îl așteptați, 7 de monede, îl așteptați de ceva timp. O, da, și iar apar aceleași cărți, posibil pentru unii să fie un semn de pământ sau cu marcaj pe pământ sau pe apă. Așa, asta înseamnă foarte mult. Am zis nu zodii, am zis marcaj. O planetă de-a lor, să fie într-un semn de pământ și să vă dea stabilitate și să anticipați, să așteptați această abundență și materială lângă ei, în preajma lor, și emoțională, regina de cupe, 7 de cupe, iau, și iar apare împărăteasa. Și iar împărăteasa poate să fie taur, că tot am vorbit de semne de pământ, dar putea să fie și balanță. Și am văzut și semn de aer. Ah, variază. E talare colectivă, da? Vor fi lupte pentru echilibrarea acestei situații. Repet, în care unul a fugit de dragoste, runner, da? Știți conceptul runner and chaser, da? Unul a fugit de dragoste. Drăgostiții și 9 de cupe, adică dădeau pe deasupra cupele de atâtea emoții și a zis, nu se poate, n-a mai trăit așa ceva, floarea, dar ce a simțit personajul ăsta în suflet, a fost ceva ce n-a mai simțit cu nimeni. În fine, haideți să vedem al doilea personaj. Sper să vă placă totuși etalurile, chiar dacă sunt mai lungi. Asta vrei? Tu vrei? Ok. În suflet, o comoară, să zice. Sper că nu se gândește doar la bani. Sper că nu se gândește doar la bani. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Pentru că la ce se gândește omul, acolo este sufletul. Acolo stă și sufletul. Sper că nu se gândește doar la bani. Pentru unii, oh, ar putea să fie, vedem, o relație, o căsătorie în suflet. Va trebui clarificată măcar de o carte. Pentru alții, poate voi sunteți comoara lor. Să vă văd, vă simt ca pe o comoară. Treasure, oh, ce frumos, da? Treasure, your loved ones. Da? Pentru unii, da? Voi sunteți ca o comoară pentru ei. Pentru alții, să sperăm că nu e o căsătorie, să sperăm că, da? Nu se gândesc doar la bani. Că totuși, leitmotivul, nu uităm că e dragoste. Da? Și cineva trebuie să-și deschidă sufletul, să nu mai gândească. Că unii gândesc doar de acolo, da? De la buric în jos. Alții, de la nivelul buricului, adică ego-ul, și puțin se ridică un pic mai deasupra. Puțin. Da. Interesantă etalare. Iar apare împărăteasa, iar, da? Posibil simt că e suflet, simt că sunteți de valoare, sunteți o valoare, sunteți o frumusețe. Frumusețe, când vorbesc nu doar de frumusețe fizică, frumusețe și interioară. Sunteți ceva special, la care au visat și ei, dar la care trebuie să lupte, pentru că e dezechilibrat și iar apare, iar același grup de cărți. Același grup de cărți. Persoana care a fugit de dragoste. Că așa se zice, de ceea ce fugi, de aia nu scapi. Nu scapi. Ce un gând? Persoana numărul 2. Voi sau ei? Up! Mai două cărți. Cred că sunt. Nu. Ma! În gând. Wow. În gând blochează. Mai, blochează comunicarea. Persoana numărul 1 nu comunică. Da? E cool. E cool. Persoana a doua nu comunică. Știm că 2 de spade reprezintă balanță. Da? Cei care au Marte în balanță sau niște planete în balanță, cam așa se poartă. Aia sau aia, aia sau aia, aia sau aia. Și până se decide, trece baba cu colaci și trebuie să stea în blocaj ca să decidă și tot așa. Da? Însă, alături de Marte, o persoană ori nu comunică pentru că se transformă radical, vorbim de transformare când apare această floare, da? Pentru că sparge niște blocaje. Ori se gândește că, da, în gând, se gândește că această tăcere este iremediabilă.
imposibil de refăcut. Dar vom trăi și vom vedea. Interesant. Da. Își închipuie că dacă se gândește. Ia uite, Marea Preoteasă, în secret. În secret gândește că este nevoie de o comunicare emoțională, eventual de niște scuze dacă s-a întârziat cu această comunicare. Pentru că au fost argumente, sau dacă nu au fost argumente, pur și simplu a fost ego-ul în joc. Cineva a vrut să domine mental. Și ce a zis, niște jocuri mentale, da? Și trebuie încheiat capitolul ăsta, genul ăsta de manifestare. Cum acționează. Mă, îmi plac etalările mai nou. Doi. Iar doi. Doi de spate, doi de monede. Probabil că în acest moment, chiar dacă vă apreciază că a apărut 10 de monede, chiar dacă vă apreciază, vă vede ca pe o valoare, trebuie să se transforme, eventual să se transforme și financiar, pentru că își dorește să vă ofere și vouă, dacă sunteți o comoară, da, o împărăteasă, trebuie să vă ofere ceva special, e conștient pe de altă parte direcția asta. Și dacă vă va oferi ceva vreodată, mai durează. Cum se manifestă? E între două chestiuni. Două chestiuni poate să fie ori a doua persoană, ori un job, da? Ori familia, că în suflet avem un 10 de, sau au ei, da? Un 10 de monede, între familie și voi, între job și voi, dorința de a face bani și voi. Eventual, altcineva și o relație mai veche și voi. Și tot așa. Cum acționează. Și din păcate, nu acționează în direcția cea bună. Corabia asta, corabia reprezintă o speranță, o oportunitate. Vine pe cale emoțională. Se întoarce către pământ și stă și jonglează. Nu vrea să vadă. Da. Are responsabilități. Eventual, dacă e într-o căsnicie sau relație de lungă durată, îi consumă. Da. Posibil să-i consume și visul că veți fi vreodată împreună 10 de monede, 10 de bâte, 10 de cupe. Să-i consume energetic visând 10 de cupe, poate să fie și acest vis că veți fi vreodată împreună fericiți la casa voastră. Și se consume pentru că trebuie să meargă pas cu pas. Dacă acum sunt la 2 de monede, trebuie să ajungă măcar la un cavaler de monede, da? Sau la o regină de monede, să vă ofere acea comoară, acea stabilitate. Și trebuie să se decidă, ia uite, ce face, cum reconstruiește acest turn, această separare care a apărut la un moment dat între voi. Sau care se va produce în viața lor în momentul în care lasă cealaltă persoană pentru voi. Țic, 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 țic. De ce nu este frică? Am zis că fuge de dragoste, băi, deci nu se poate, runner. Fuge de dragoste. Fuge de această alegere foarte importantă, băi. Fuge de dragoste. Pentru că domnul nenea, până acum s-a obișnuit să lucreze din chakra a doua. Chakra a doua, evident că face și bani și sex. Da? Creează. E defensiv față de această relație karmică, relație sau karmică, poate o relație din altă viață, din copilărie, o relație foarte emoțională în care voi comunicați foarte bine. Posibil, ia. Asta e. Din acest motiv apar stagnările, amânările. Și totuși își dorește, știe că trebuie să se lupte, știe că trebuie să se lupte pentru voi, regina de bute, să meargă, nu musai cu mașina, să meargă pe orice cale,
către, iau cât de faetonul, am zis că merge către stea, chiar a apărut către destinul său și să facă dreptate divină, justiția, și să renască după ce a dat altora dureri de cap, după ce i-a avut și el dureri sau ea dureri de cap. Conștient sau conștientă de toate aceste lucruri, însă îi este frică, pentru că sunt prea multe de făcut, măi, ce-i aia? Nu s-o obișnuie să lupte pentru dragoste. Ce-și doresc? Numărul 2. Runner. Nu neapărat că celălalt e chaser. Celălalt deja a acceptat situația. Băi, nu se vorbește, nu se vorbește. Asta e. Mă ocup de vindecarea mea pentru că în momentul în care mă vindec, o să manifest sufletul pereche care mi-e destinat. Da, ce își dorește, își dorește totuși un nou început. Da, vrea să vă ofere acest as. Din acest motiv poate se comportă ca doi. Pentru că în suflet are 10 de monede, da? Simte eventual că puteți fi stabil împreună. Nu doar cum a fost, nu cum a fost cu cealaltă persoană, altfel, într-un alt mod. Dar este teamă de dragoste. Dar își dorește, posibil pentru unii dintre ei, să-și dorească în acest moment un semn de pământ. Posibil. Care și în suflet, și în acțiuni, și în dorință, monede. Dar eu zic că acum se gândește mai mult la bani. Își dorește un nou început, o relație stabilă, o relație de lungă durată. Împăratul, dar e super încăpățânat. Super. Trebuie să fac o ofertă stabilă. Interesant, așa, asta își dorește. Dar când o va face, va trebui să o facă emoțional. Să comunice emoțional și să se detașeze eventual de un stil. Interesant, cartea asta a fost invers. Să se detașeze de niște dezamăgiri, eventual, dintr-o altă relație. Interesant. Și la cât am vorbit, nici nu știu dacă mă pot să mai clarific. Mai suportați? Ia uite, apare 4 de bâte. Ce reușește să-i se manifeste? Încearcă totul să pună bazele în această perioadă, că o fi iulie, că o fi august, să pună bazele unei relații, că își doresc o relație de lungă durată, da? Eventual, încearcă să pună bazele într-un mod practic, că așa sunt eu obișnuit. Deși voi vreți emoții, vreți vindecare, vreți spiritualitate, asta vreți voi, spiritualitate, comunicare de la suflet la suflet, romantică, ei or să vină cu o ofertă. Da? Și vor încerca unii dintre ei să pună bazele unei relații de lungă durată, da? Semn de foc, ar trebui să fiți voi aici. Nici nu știu dacă... Da, uite, 10. Îi consumă foarte mult aceste emoții. Mai, am zis, apare în poziția fricilor, apar îndrăgostiții, ce ciudat. Și ce reușe să facă? Eventual să pună capăt acestui consum de energie în momentul în care manifestă asul de cupe. În momentul în care încep și ei să se exprime emoțional, să exprimă bucuria, da? Să aibă puterea să exprime așa ceva și să aibă puterea să fie persoane asumate, stabile, da? Regele de monede poate și el să fie foarte rece, da? Știu că poate să fie și senzual, că își dorește relații fizice, dar ideea este cu voi, trebuie să se poarte altfel. Trebuie să aibă puterea, să fie o persoană asumată, stabilă. Și gândurile astea îi consumă. Eventual trebuie să renunțe la o căsătorie. Nu știu câte oare când apare 10. 10 de monede, 10 de bâte. Da? Mai am timp să mai fac și clarificări? 44. Vai, Ela, cât mai vorbești. Să plictisesc oamenii. Mai nu știu, pentru că totuși aș mai pune ceva. Ia să vedem. Ce să pun eu pe aici? Să mai pun ceva? Ia să pun. Haideți să mai pun câteva clarificări pentru cine rezistă până la sfârșit. Am clarificat cavalerul de spade cu...
îndrăgostiții. Persoana 1, la ce se gândește? Se gândește că într-adevăr e îndrăgostită de acest cavaler de spade, care nu contează ce zodie este, care se manifestă destul de impulsiv și iute, acționează iute, da? Nu stă prea mult pe gânduri. Posibil pentru unii să fie cineva cu planete în gemeni. Și zic planete, dar nu zic musa în gemeni, pentru că mai văd și alte semne. Însă, persoana 1, care simte eventual că trebuie să aleagă și să exprime, să aleagă în dragoste și să exprime, sau este îndrăgostită de un semn de aer, sau nu un semn de aer, mi-a zis, cineva iute în manifestări. Trebuie să-și asculte vocea interioară și să înțeleagă că este nevoie de renaștere. Regina de monede, posibil să fie și semn de pământ. Sau pur și simplu, trebuie să renască ca să înflorească această poveste care în acest moment, cei doi, sufletele perechi, da, sunt în transformare și unul și celălalt, da? Moartea, transformarea, rebelul și împăratul, adică, și visul. Rebelul, împăratul, visează totuși la un succes, la un succes împreună, dar lucrurile trebuie transformate. Și ascultați-vă vocea interioară că ei se transformă în timpul ăsta, da? Regele de spade. Regele de spade care, ia uite, cum fi semn de aer, repet, sau cineva care nu comunică prea mult cu voi, sau a intrat așa într-o zonă mai cool, comunică deloc sau foarte puțin, așa, dintr-o poziție de distantă. Persoana asta se minte. Se minte, vă minte și pe voi sau se minte în această situație în care nu comunică. Pe de-o parte are un moment de alegere, doi de spade, da? Sau schizofrenia. Într-un stres mental, ce să aleagă, ce să aleagă? Persoana din trecut sau pe voi, da? Interesant. Cineva are o stare de vină pe care nu exprimă. Dacă trebuie să aștepte. Posibil neobișnuit să aștepte. 4 de cupe. Oh, tot două. Ah. 4 de cupe. Cum acționați? Cred că, în primul rând, persoana numărul 1 se concentrează pe muncă, ca să iasă din niște situații financiare, pe de-o parte, dacă este relație de dragoste, că tot am zis că leitmotivul este dragoste, a fost lăsată persoana asta a fost lăsată în tăcere, da? Că celălalt a fugit de dragoste, știm bine, da? A fost lăsată ca un outsider. Însă, nu stă degeaba, lucrează, 8 de monede, devine master în ceva, devine priceput în ceva. Lucrează în grădina sa, în lumea sa profesională, lucrează. Asta e. Pentru că nu primește orice, s-a obișnuit cu poziția asta deocamdată și are ce face. 8 de monede, are ce face. Dacă are probleme financiare, încearcă să-și pună toată pasiunea într-o nouă direcție, nouă viziune, să zic, financiară, matură, despre cum să se lupte pentru... Cum să se lupte? Nu. Cum să pună capăt unor suferințe. Așa sunt. 4 de monede. De ce este frică? 4 de monede. Este frică că lucrurile se vor dezvolta foarte încet, broscuța testoasă. Am văzut și 4 de monede, da? Ori că trebuie să aștepte. Că lucrurile se vor dezvolta încet. Asta e adevărul. Și atunci este frică și totuși știe, își dorește să manifeste răbdare. Nu pot să zic că ar fi ilogic. Se frică că se va dezvolta încet ceva
Dar îți dorești să ai răbdare, tocmai ca să vezi unde se va ajunge. Clarificăm temperanța. Oh, ce frumos! Semn de foc, similar cu regele de bâte. Unii dintre voi poate vă doriți o persoană pasională care nu se mișcă atât de încet, dacă îi aveți de-a face cu un semn de pământ sau dacă ați avut de-a face cu un semn de aer, care comunică. Vă doriți o persoană creativă, creatoare? Vă doriți? Posibil pe cineva cu aspecte însăgetător, unii dintre voi. Și ca să nu vorbim musai de cineva, vă doriți să fiți voi creatorii vieții voastre. Că sunteți soarele. Și să vă temperați, pentru că știți că pentru orice creație aveți nevoie de răbdare. Mai ales cine e artist știe. Ia ce frumos soarele! Puterea să ieșim din acest stres mental pe care cineva vi l-a provocat. Și să vă vindecați de aceste iaute, de această presiune energetică. Cineva v-a pus la încercare, v-a consumat. Acest runner, da? Acest om care fuge de dragoste. Repet, să fie semn de aer sau... Da, poate fi orice semn. Vedeți voi. Avem și foc, avem și pământ, avem și aer, dar în mod special, semn de aer și semn de pământ nu vor să-și manifeste emoții. Dacă o fi un semn de foc în poveste pentru cineva, probabil că acela se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Focul din el se va manifesta. Doi de cupe. Puterea. Vă doriți un suflet pereche puternic cu care să fiți puternici, un cuplu de forță. Posibil, unii dintre voi, dacă aveți un semn de foc prin preajmă, uite, e aceeași floare care își deschide sufletul și care înțelege că ce a experimentat a fost și acum e ceva special împreună cu voi sau cu persoana de la numărul 1, iar variază. Poate sunteți voi semnul de foc, poate sunt ei, variază. E totuși etalare colectivă, dar vreți două suflete, da, care trec împreună prin toate aceste crăpături și înfloresc. Dar nu florește doar inima cuiva, înflorește și inima celuilalt. Eventual, inima celuilalt e deja o grădină, da? Ce frumos! Vă doriți un suflet pereche puternic. Și arată și temperanța. Și vă doriți să aveți răbdare, da? Să întâlniți acest personaj care vă echilibrează emoțional și vă echilibrează emoțional și pasional, nu vă dezechilibrează. Care vă onorează, vă oferă și fizic, și emoțional, și pe alte planuri, da? Cineva își face, ia uite, cineva are, ia uite, șase. Cineva are o stare de vină pentru că a purtat măști, pentru că a fost în relații codependente, da? Posibil pentru unii să fie semn de pământ, regina de monede, care trece printr-un turn, printr-o prăbușire și, să zic, reconstrucție totală, maturitate, maturizare. Da? Încearcă, vede lumea dintr-o altă dimensiune, vede relațiile dintr-o altă dimensiune, da? Și înțelege că ce a experimentat în trecut au fost vieți, din vieți anterioare, relații karmice. Acum este cazul să intre într-o nouă existență. Uf, ce frumos! Persoana a doua, 10 de... Vă mulțumesc că ați rezistat până la sfârșit. 10 de... Uf, monede. Jucăușul. Persoana a doua. Dacă voi sunteți aici semnul de foc, jucăuși, că așa sunt lei. Lei sunt jucăuși, uneori, când nu urlă și când nu zgârie. Dacă voi sunteți aici, vă văd într-adevăr ca pe comoară. Vă văd ca pe o comoară. Posibil, pentru un număr de, persoana numărul 2, dacă e căsătorită, se gândește și la aventura. În suflet. Își dorește. E o dorință. Oh, ce frumos! Interesant! Deci, doi de spade și moartea a fost clarificată de doi de cupe, de sufletele acestea perechi. Ia, uite, interesant, da? Care au revenit aici la primul număr, la final, la manifestare. Ei se gândesc,
că trebuie să aleagă, trebuie să se transforme ca să manifeste acest doi de cupe. Interesant, da? E nevoie de transformare ca să fie amândoi puternici, da? Și, ce frumos! Ia uite, epuizați, sunt epuizați într-o situație. Dar încearcă să-și păstreze inocența, înțelepciunea în situații de stres. Da, sau trebuie să învețe, repet, să se transforme. Cum acționează o renaștere? Am zis că e într-o stare, în aparență e într-un dezechilibru, dar jonglează, dar e conștient că trebuie să renască. Să renască. Ori a avut prea multe încârcă, ori la un dat a manifestat ego, dar pur și simplu trebuie să renască într-o altă formă spirituală, nu neapărat spirituală, evoluată. Eventual artistică, cântă, să se exprime altfel. Dar, în primul rând, trebuie să renască. Ce întuneric a fost aici și ce luptă. Ia uite, luptă, întuneric, let go. Are ceva de lăsat în spate, de a apărut și moartea. Și e bine că am clarificat. Pentru cine a rezistat, vă mulțumesc. Îndrăgostiții, clarificăm îndrăgostiții. Voi apuca să fac și balanță așa cum eram. Ia uite, îndrăgostiții. Patru de cupe sau colivia. Înțeleg lucrurile. Le este frică, eventual. Interesant. Le este frică să iasă dintr-o colivie. Ori din căsnicie, ori dintr-o relație. Ori din niște șabloane, acel patru de monede care a apărut în poziția la numărul 1, în poziția fricilor, da, colivia poate să fie această colivia, chakra a doua, da? Chakra a doua ar putea să fie o colivie dacă nu își ridică energia mai sus de chakra a doua, a treia, da? Dacă nu se ridică până la 4. Eventual regretă, că asta înseamnă patru de cupe, regretă, plânge. Regretul au apărut și la numărul 1, dar în poziția acțiunilor, eventual. Regretă că stă în colivie în loc să se bucure de această dragoste deosebită. Interesant. Ce își dorește? Asul. Da. Deci este frică să iasă din colivie. Să se bucure de dragoste. Și este frică să lase în urmă, am zis că este frică de toată această transformare. Da? Trebuie. Posibil semn de pământ pentru unii. Sau în relație cu un semn de pământ. Regele de monede. Abundența. Asul de monede. Clarificăm asul de monede. Pare rău că vă țin atâta. Dar mi se pare că merită să fie clarificat. În spatele iluziilor. Posibil că își doresc să vadă în spatele iluziilor. Iluziile fiind acele relații despre care am vorbit, da, lucrate doar din chakra a doua. Își doresc să vadă. Interesant că trebuie să se echilibreze emoțional și intelectual. Da, să aleagă. Am văzut mai devreme dați în urmă. Emoțional și intelectual. Și avem aici și emoții și intelect, da? Trebuie să vadă și să se transforme pe un fluture mental, sufletesc, sufletește, ca să poată să ofere. Sau a început, își dorește să vadă, posibil a și început să vadă. Ce văd, nu pot să zic. În fine, și își dorește acest as de monede. Ce reușește să facă? Am zis că patru face, pune, vrea să schimbe, își dorește schimbare, da? Să renunțe la aceste greutăți, oameni care stau în cărca responsabilități și alte chestii și să se lase ghidat de îngeri, să construiască ce frumos acest vis superb, da, care duce către succes și către vindecare. Frumii. Hai să clarificăm patru de bâte. Sunt prea multe? Nu, sunt multe. Patru. Asta. Moralitate. E o chestiune de moralitate la care se gândește. Patru de băte. Am spus că persoana asta e obișnuită să se gândească foarte mult la bani. Eventual. La avere.
E zgârcit emoțional, nu degeaba aici the miser, 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 da? E zgârcit emoțional. Se ascunde, își ascunde emoțiile și se concentrează, dar are și comoarea în suflet, nu uitați. Posibil pentru unii. Și tot stilul ăsta de viață, de care încă atârnă, clinging to the past, îl face să se simtă vinovat și să se simtă în presiune. Trebuie să schimbe ceva în viața sa. 4 de băte. Clarificăm cu altceva. Ce reușește totuși să zicem că până la sfârșit se lasă un pic în voia emoțiilor, în voia lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, și începe să manifeste cu pași mici această aventură înspre curcubeu, înspre o nouă dimensiune în care are speranță că se va crea, se vor pune bazele unei relații de lungă durată, relații pasionale, stabile, dar altfel de stabilitate, altfel de stabilitate. Asta e maturitatea sa. Cu răbdare, 7 de monede, cu răbdare manifestă moralitate în felul în care își exprimă, să zic, realizările. Eventual ascunde stresul, ascunde că are niște responsabilități, că trebuie să se rupă de ceva și eventual că vrea să călătorească și să înceapă ceva, să închidă un capitol, să înceapă ceva de la zero. Pih, cam asta e. Pup, pup. Sper că ați rezistat unii dintre voi. Cine ați rezistat? Noroc, felicitări, să auzim de bine, aștept comentariile, vă pup. Dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!